Bine te-am regăsit, om bun! Până la finalul acestui video vei ști o tehnică și o metodă de eliberare a stresului. Tehnica pe care ți-o ofer se folosește chiar în acele momente când simți că ești deja foarte stresat, când simți că parcă îți pleznește capul dacă mai stai așa. Tehnica aceasta desumflă balonul stresului când stă să pleznească. Metoda pe care ți-o recomand este una care necesită să-i aloci mai mult timp, atunci când nu ești încă în acele momente de stres maxim. Ea nu permite balonului stresului să se mai umfle. Îl lasă fără oxigen. Ambele sunt foarte folositoare. Poți folosi doar tehnica atunci când este cazul și te simți deja stresat, dar ideal ar fi să folosești metoda pentru a nu mai ajunge să te stresezi. În lumea de astăzi, stresul este peste tot. Nu este aproape nimeni care să nu aibă de-a face cu acesta. Până și copiii spun uneori că se simt stresați. Chiar și adulții care au toate lucrurile și relațiile și situațiile la locul lor spun că sunt stresați. Și fiecare se descurcă diferit cu stresul așa cum poate. Dar important e să o faci și tu, să nu stai în stres perioade lungi de timp. În caz contrar, se acumulează și poate provoca stare de rău fizic și chiar boli ale corpului. Medicina recunoaște că stresul este una dintre cauzele majore ale multora dintre bolile cronice actuale. Ca să scapi de stres într-un mod durabil, e nevoie de mai mult timp alocat. Să ieși din stresul de moment, cel puțin să-l reduci, poate fi o necesitate urgentă pentru sănătatea ta și pentru sănătatea relațiilor tale cu ceilalți, cunoscând fiind faptul că stresul ne împinge să facem acțiuni neplăcute și să spunem cuvinte grele. Îți ofer următoarea tehnică ce te va ajuta să te relaxezi. Ai nevoie de numai 5 minute în care să te retragi puțin și să te relaxezi. Încordarea are legătură cu stresul. Stresul tensionează corpul și contractă energia acestuia. Când ne relaxăm însă, în mod invers, stresul se reduce. Principiul de funcționare al tehnicii pleacă de la detensionarea corpului, adică relaxarea mușchilor. Mintea va înțelege astfel că în corp e totul în regulă, că este destins, ceea ce înseamnă că pericolul a trecut, nu mai este prezent. Astfel, stresul din minte se va calma și el. Iată tehnica pe care ți-am promis-o. 1. Alege un loc liniștit unde nimeni să nu te întrerupă timp de 5 minute. 2. Așează-te într-o poziție confortabilă, poate fi pe un scaun, pe un fotoliu sau chiar întins pe o canapea. 3. Respiră prelung și profund, dar nu forța prea tare și nu -ți ține în niciun caz respirația. 4. Strânge puternic pumnii și antebrațele și numără până la 10 menținând. Simte tensiunea puternică din mâinile și antebrațele tale în acest interval. 5. Apoi relaxează-ți complet mâinile și antebrațele pentru alte 10 secunde și simte diferența senzațiilor de relaxare. 6. Continuă procedând la fel ca la ultimii 2 pași, cu gâtul, 10 secunde încordare, 10 secunde relaxare. Cu fruntea, ridicând sprâncenele cât mai sus, 10 secunde încordare, 10 secunde relaxare. Cu ochii, închizându-i strâns, cu buzele, strângându-le, cu pectoralii, cu abdomenul, cu spatele, curbându-l către în spate și împingând coatele către înapoi, cu mușchii fesieri, apoi cu mușchii picioarelor. Tensiunea musculară ar trebui să dureze cel puțin câte 10 secunde, apoi când termini încordarea, rămâi în relaxare completă pentru alte minim 10 secunde, observând senzația de relaxare din zonele respective. Când vei termina tehnica aceasta, stresul se va fi redus deja semnificativ. Astfel și efectele lui vor fi substanțial reduse, iar adesea relațiile cu ceilalți vor fi protejate de conflicte inutile. Să trecem acum la metoda de eliminare a cauzelor stresului. Ea este mult mai durabilă, mult mai eficientă, deoarece nu mai furnizează oxigen acestuia, umflându-l. E ca atunci când smulgi o buruiană din rădăcină, nu doar îi rupi tulpina sau ramurile sau florile și frunzele. Practicată zilnic, metoda te ajută să te relaxezi profund și poți rămâne relaxat multe ore după aceea. Metoda despre care vorbesc este să înveți să meditezi corect.
apoi să începi chiar și cu câteva minute zilnic. În acest mod, stresul va dispărea definitiv din viața ta. Dacă ești interesat de smulgerea din rădăcină a stresului, ai nevoie de deprinderea acestei metode. Pentru aceasta, dacă e un moment potrivit pentru tine, te poți înscrie la cursul meu online de inițiere în meditație autentică, la care înscrierile sunt încă în desfășurare. Nu pentru mult timp însă, deoarece cursul începe în curând. Dacă ți-a plăcut acest video și vrei să fii informat în momentul în care fac noi postări, nu uita să dai subscribe canalului meu de YouTube și un like paginii mele de Facebook. Mulțumesc și pe curând, om bun!